Atunci când va merita titulatura de oraș magnet, Buzăul ar putea deveni un oraș înfrumusețat cu lucrări de artă. Primarul chiar sugerează că trecerea prin urbe ar putea costa și că taxa instituită ar putea susține artele buzoiene. Prezent la Bienala Internațională de Artă Contemporană Ion Andreescu, cel mai important eveniment expozițional al anului la Buzău, primarul a prezis mai în glumă, mai în serios și măsuri extreme de susținere a artelor buzoiene. Ne alăturăm proiectelor primăriei, așa cum foarte bine știți și v-a spus domnul primar, vrem să facem din Buzău, păstrăm proporțiile, o Florența a Italiei și încercăm, iată, nu numai noi, ci și alți colegi de-ai noștri să încerce să nobileze acest oraș cu lucrări de artă. Contează foarte mult acest lucru pentru că gradul de civilitate a unui oraș se numără și după câte lucrări de artă ai. Măcar să facem un mic juvernie. Am fost acum câțiva ani la Claude Monet, 50 de euro intrare. Noi o să punem la intrare în Buzău dinspre Moldova 10 euro. Și dăm pe toți la voi. Aveam nevoie. Dacă acum spusele primarului pot fi tratate ca o glumă, nu se poate ști dacă peste mulți ani trecerea prin Buzău ar putea fi taxată. Există deja două porți ale orașului care au fost transformate în galerii foto, prin care trec mașini către și dinspre capitală, Calea Eroilor și Calea Aviatorilor.